Deci, e miercuri, deci îți vei cunoaște partenerul de laborator. Vrei pe cineva deștept, dar să nu le știe pe toate. Cineva amuzant, dar nu foarte, ca să nu te distragă de la învățat. Cum îmi dau seama? Urmează-ți instinctul și trimite-mi o poză normal. Wow, ce norocoasă sunt să te am ca mentor. Ești cea mai tare și drăguță persoană din lume. Haide, cea mai tare persoană din lume? Probabil că sunt doar în top 5. Ei, urează-mi baftă. Hei, Sid! Arăți bine! Hei, nu își poartă și Jordan părul așa? Serios? N-am observat. Bună, fetelor! Olive, te are frizură! Oh, haide, pe bune! Hei, mă gândeam că te-aș putea duce să-ți arăt târgul de cluburi. Eu, de fapt, mă ocup de târgul de cluburi, dar mersi! Da? Comisia mi-a spus că sunt pe lista de opțiuni. Oh, nu! Se aleg partenerii de laborator, iar Lucy stă singură acolo. Dacă nu va fi aleasă, merg acolo să fiu eu partenera ei. Ce, ai luat-o raznă? Nu poți face asta. Sid, trebuie să încetezi să faci totul pentru Lucy. Da, știu. Serios? Te întâlnești cu ea când mergi la școală, mănânci prânzul cu ea, ieri ai ținut părul în timp ce bea apă de la cijmea. S-ar fi udat, aș face același lucru pentru tine. Te rog, nu. Tot ce vreau să spun e că trebuie să o lași pe Lucy să ia decizii singură. Nu te teme, se descurcă. Da, se descurcă. Fiindcă mă are pe mine. Mama, am nevoie de ajutor. Birmania ne-a pus pe mine și pe Leo în clase diferite, fiindcă spune că ne distragem unul pe altul. Ghilimelele nu trebuiau să fie... nu contează. Trebuie să recunosc, cred că Birmania are dreptate. Dar trebuie să fiu cu Leo. El e untul de arahid, eu geleul. El e mingea de basket, eu coșul. El e gelul, eu... părul? Mersi, nu știu unde aș fi ajuns. Ideea e că Leo e singurul motiv pentru care merită să merg la școală. Ei bine, trebuie să fii cu alt motiv. Stai că am eu o idee. Ce zici de învățat? Mereu trebuie să se ajungă la asta, nu? Hei, Leo, vești proaste. Mama nu se bagă. Ce-a spus ai tăi? Vorbesc cu Virmani? Nicio șansă. De fapt, mama a început să se bâlbâie, iar tata a întrebat, oare unde am greșit? Aparent, nu trebuie să răspunzi la întrebarea asta. Bine, deci planul B. Intru în gura de aerisire, mă tări până în biroul lui Birmani, cobor ușor pe pereți, intru în calculatorul lui și modific orarele. Floare la ureche. Sau, ia fi atent aici, aș putea să vorbesc cu el. E bine, e cam prea mult. Dar de ce doar tu? Cum să o spun frumos... Virmanii te displace mai tare decât pe oricare alt elev din istoria școlii generale Clara Barton. Ah, firar, tu doar spui așa. Ai fost dată afară de la ora lui Lucy? Ți-ai pierdut mințile? Nu m-am putut abține. Ar fi trebuit să o vezi. Stând singură. Pierdută, fără niciun prieten. Asta fiindcă tu faci totul pentru ea. Trebuie să-și găsească un prieten. Așa e. Trebuie să-i găsesc un prieten. Nu, nu asta am vrut să... Știu! Să le împrieteni pe Lucy și pe Jordan, Olive. Jordan? Jordan a mea? Nu știu ce să zic. Calendarul ei social e plin. Am întrebat-o dacă are nevoie de ajutor la teme. A spus că poate are o fereastră luna viitoare. Haide, Olive! Sid, nu au nimic în comun. Nimic? Ce zici de mentorii lor care sunt cele mai bune prietene și care se ajută cu orice, chiar dacă le displace? Trebuia să ajungi aici, nu? Hei, când merge, merge.